domnul Crin Antonescu. Bună seara! Bună seara, Craiovița! Bună seara, Craiova! Bună seara, USL! Acum 3 ani, în toamna lui 2009, îmi aduc aminte cum în Craiova niciun stâlp de telegraf nu scăpase. Totul era portocaliu. A luat voturi și Mircea Geoană, am luat și eu niște voturi, pentru care încă o dată vă mulțumesc. Dar la vedere, totul era portocaliu. N-am văzut nicăieri în România așa ceva. Cel mai portocaliu era acest domn, Antonie Solomon, care îi înmâna săbii voievodului Băsescu, care interzicea tuturor celor care nu erau de partea lui Băsescu să mai calce în Craiova și în Dolj, care făcea mari planuri de viitor cu Băsescu și cu sabia. Băsescu a folosit sabia pentru a tăia puținii bani ai oamenilor care muncesc, a folosit sabia pentru a tăia din pensii, a folosit sabia aia voievodală pentru a omorâ 200 de mii de firme private și a genera până la urmă prin politica lui, a lui Boc, a lui Udrea, a lui Solomon, 1 milion de șomeri. Domnului Solomon nu știu cât de bine i-a mers, dar astăzi domnul Solomon nu mai are niciun fir de portocaliu, niciun fir de PDL și sub o identitate nouă, cu altă culoare, vă face din nou cu mâna. Eu cred că indiferent ce vrea să spună prin acest salut, dumneavoastră, craiovenii, trebuie să-i spuneți adio, să-i spuneți du-te după Boc, du-te după Udrea, du-te după Băsescu în curând. Craiova este nu doar un mare oraș, este una din capitalele de suflet ale României. Craiova e un oraș special pentru că aici mintea oamenilor merge mai repede, sângele lor curge prin vene mai repede. Craiova înseamnă pasiune, ambiție, orgoliu și Craiova merită mai mult. Craiova merită un primar cu care să nu vă fie rușine. Craiova merită un primar care să nu fie anchetat în permanență pentru corupție. Craiova merită o altă față la primărie și o altă față în general. Eu sunt aici încă o dată pentru a vă mulțumi dumneavoastră mai întâi, pentru că dumneavoastră ați făcut posibilă prin încrederea, prin susținerea, prin curajul pe care ni l-ați dat, ați făcut posibilă alungarea haitei portocalii de la Palatul Victoria. Dumneavoastră sunteți gândul și proiectul nostru împlinit. Dumneavoastră sunteți Uniunea Social-Liberală. Uniunea Social-Liberală nu are voie să rateze Craiova. Craiovenii trebuie să folosească șansa de a avea nu doar un primar susținut de Uniunea Social-Liberală, susținut de primul ministru și de guvern, susținut de noi toți, dar șansa de a avea cu adevărat primar un om deosebit. O spun din toată inima și cu toată sinceritatea,
colega și prietena mea, Lia Olguța Vasilescu, este acel om care vă trebuie și care îi trebuie Craiovei. Este frumoasă, e deșteaptă, n-o caută poliția și mai ales are cele trei lucruri necesare unui conducător și mai ales necesare unui conducător de Olteni. Are curaj, are putere și are devotament. Fiți alături de ea, faceți din ea primarul. Faceți din ea primarul Craiovei și sunt sigur că va face din Craiova un oraș cu care să vă mândriți toți și care să fie respectat în toată România. Fiți alături de toți candidații Uniunii Social-Liberale, de echipa condusă de Ion Preoteasa la Consiliul Județean. Fiți alături de primarii noștri. Fiți alături de proiectele pe care ei, în numele dumneavoastră și pentru dumneavoastră, le au. Și mai ales, nu uitați un lucru. Și primul ministru Victor Ponta, și eu, și noi toți de aici, miniștri, lideri politici, parlamentari, știm cât de mult suferiți, știm cât de mult așteptați de la noi, știm cât de multă speranță vă puneți în noi. Susțineți-ne, dați-ne încrederea și nu vă vom dezamăgi. Nici eu, nici Victor Ponta, nici Ion Prioteasa, nici Lia Olguța Vasilescu. Trăiască Uniunea Social-Liberală! Trăiască Bănia! Trăiască Oltenia și trăiască România! Victorie! USL! Victorie!